O femeie de 83 de ani a fost găsită carbonizată în propria locuință. Descoperirea macabră a fost făcută de echipajele de pompieri militari chemați la fața locului de vecinii speriați de flăcările care au cuprins casa bătrânei. La fața locului au ajuns imediat mai multe echipaje de pompieri, iar în aproximativ jumătate de oră flăcările au fost stinse. Din păcate, în interiorul locuinței, aceștia au găsit trupul carbonizat al proprietarei de 83 de ani. Vecinii spun că stătea singură și era imobilizată la pat. Mai obișnuia să-și aprindă lumânări de frica că o să moară și nu o să aibă o lumânare aprinsă. Însă tocmai din cauza lumânărilor ar fi izbucnit incendiul. Singură, nu? Și mai trecea lumea, trecea pe la ea? Da, o ajutam și eu și verișoare. Toți care vecinii o ajutam. Era imobilizată? Ce era? Da, de 3 ani zi. Da, stătea la pat. Înțeles că din cauza unei lumânări s-ar fi... Nu știu. Ați mai văzut-o cu lumânări aprinse? Avea lumânări pe masă, dar nu știu. De ce cauză, nu știu, nu am idee. Da, m-au dus cu plouă. Vine. Bătrâna de stătea singură, nu ziceați? Avea un pat la mică, cum mai are grijă, că mai îngrijă, mai îngrijă și cuvântă. E acasă, domnul veterinar. După ce nevoie, din bani, de mâncare. Da, cauza ar fi de la o lumânare, se spune. Așa se spune, și la fost o lumânare aprinsă, acum cine știe? Mai aprindea aia lumânare? Avea multe lumânare. Mai ținea, nu era un bătrân, nu mai ține pe masă, nu a poate ieși. Rugată, știu, mă rog, știți cum bătrânul. Poți fi cauza pe lumânare, nu știu. N-ar fi căzut o lumânare și s-ar fi aprins. Da, normal. Vă spuneați că ținea multe lumânări, nu? Avea lumânare acolo. Dar chiar avea spate la fata. Și dumneavoastră ați sunat la unde? Fata. Fata. Am ajutat cu găleță, am făcut tot ce s-a putut. Am tarat găleță, am fugit, dar vecin, mă rog, de vecinul care a... robinetul. Am încercat tot posibil să salvăm, nu s-a putut. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu 2 autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță SMUR, dar și un echipaj al serviciului județean de ambulanță. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile din 2 încăperi, existând pericol de propagare a flăcărilor la întreaga locuință. Trupul carbonizat al proprietarei a fost găsit în interiorul casei. Cel mai probabil, incendiul a fost generat de o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată lângă materiale combustibile.